Hei, bună dimineața, frații mei, florile mele de mai. Ce credeți? O primăvară atât de frumoasă, o zi atât de frumoasă și un covor verde de iarbă, iarba de acasă, atât de frumos, încât astăzi vreau să mă duc să potcovim calul lui Alex. O să mergem cu Alba, cu viața mea, și Alex ne așteaptă cu calul acolo. V-am promis de ieri că o să mergem, da? Ați văzut că v-am promis de broadării mei că mă duc să-i potcovesc calul lui Alex. Îi fac eu cinste că e fratele meu și haideți să vedem acum cum se potcovește un cal. Sincer să fiu, nu am văzut niciodată decât în Moromeții, că s-a dus Moromete la fierărie gen. Dar nu a arătat când potcovește calul, decât era unul care ținea de piciorul la cal. Dar am văzut, bineînțeles, pe TikTok și pe YouTube, gen când se potcovesc caii. Se curăță unghiile frumos, se ia măsură, nu știu, sunt mai multe tipuri. Bine, și să fii fierar nu e chiar așa de ușor și, bineînțeles, că îți trebuie putere, trebuie să bați acolo, să meargă minte. Mă sună Alex ca disperatul. Hai, bă, odată, el e mai, se trezește mai de dimineață, dar eu sunt un pic așa mai puturos. Dar nu e o problemă, ne facem noi combinațiile, știți care-i treaba. Cum să nu te îmbolnăvești de broadere când vezi aici? Oh my god, a început să se facă iarba asta frumoasă, grâu. Băi, cât de frumos poate să fie, mă, fraților. Bă, primăvara când revine viața așa în natură, după cum se spune. Băi, cea mai frumoasă viață, băi, de broadării mei, deci nu pot să cred. Cerul e albastru, așa, un albastru pur. Bucurați-vă, bă, de viață, că e scurt, dar rău de tot. Mergem acum la Alex și vedem ce poate să facă calul lui Alex. Hai să vedem. Ne aflăm în comuna, fă cu mâna. Suntem în comuna Sohatu, da? Și trebuie să-l găsim pe brotherul Alex, dacă o să ne uităm ușor așa. De fapt, dacă mă uit, aia e căruța lui. Uite aia de acolo. Aha, aia e căruța lui. Știți că m-am suit prin spate pe acolo și era verde. Bă, mă, cât de mult îmi plac ulițele astea, că nu sunt asfaltate așa, gen. Ia uite ce frumos e aici. Adică îmi place. E, mamă, ce case frumoase, ești nebun. Ia uite, bă, ce frumoasă e, bă. Mamă, și aia e și mai frumoasă. Eu sunt bolnav după case de astea. Mamă, cât de frumoasă e asta. Bă, ești nebun, o casă una mai frumoasă ca alta. Aici, broaterii mei, aici. Trage-te pe dreapta și arrive vlogger. Ai grijă la șanț. Aha, uite căruța lui de brotherul. Ia zi, fratele meu, Alex. Inima. Ieși în pieptul ăla, că n-ai ieșit cu pieptul ăla așa. Zi să moară. Le-a desfăcut potcoava? Nu, mă, n-a avut pe astea. N-a avut? Nu. Aha, super. Să dea un pic mai așa, că dacă... Da, fratele meu, eu mă dă data. Nu e mai să legăm, face mai, nu prea să păi spate. Adică dă cu piciorul un pic? Nu, face, da, face cu piciorul. Nu e problemă. A, păi nu-i pui de ăla cu așa ca asta. A, legi. Bravo, băiat. Mamă, ce frumos se aude. Ține așa, așa tras, da, mă. A, e greu? Păi nu poți să mă dezesupări. Bă, ții tras la tine, nu mă, ții tras la tine. Nu e bine că dacă legi de sus. Hai, gata, este. Ia ține-mă acolo, stai să filmezi și așa. A, mă, că stă, mă. A, mă, că stă, că-i băia cu minte, mă, Alex, mă. Le are un fratele nostru. Păi cum să nu le ai, bă? Instagram-ul ei, băgăm și lui acolo, da. Și-a. Uitare, băiatul, aici tot ce trebuie, mă. Chiar am fost curioși și suntem și noi curioși, mai ales la fratele meu, Alex. Cum cum pregătește? Ce mișto. Asta e toată unghie. Da. Ce frumos. Ține. A luat cum ești prea ăștia la calul ăsta? Nu știu cum îl chema. Tiru? Nu e ăsta tiru. Ăsta n-a fost, mă, la ăla, tirul e, da, mă, știu. N-ai zis tu, Alex, John Deere sau cum? Tirul, mă, așa-i zicea lui ăla, lui Florian, mă. A. Nu e, mă, ăsta care a fost la maestru ăla care zici tu. Ăla e, mă, de la Calin. Păi, ăla lui Florian îi zicea tirul. Păi așa... Așa îi zicea și lui ăsta? Cred că nu. Nu e, mă, tirul îi zicea lui ăla lui Florian. O, băiatul. Dar știi dimensiunea potcoavei sau o afli după așa, nu? Luăm măsură, da. A, am înțeles, am înțeles, da, da, da. Se ajustează în funcție de... Ho! O, dă-te, dracu! Ho! O, băiat! Dă-i în jos. Aha, aha. I-a luat măsură, da? Brotherul nostru, Florin. Serie, băi, a? Alex.
aici se pregătește, se încinge fierul. Ce și dacă bag mâna acolo se top, se oprește focul, nu? Da. Ia mâna. O mai scoți. Ce mișto. Foarte tare, fratele meu, foarte, e foarte frumos. Alex, ia zi brotherul meu. Te învăț meserie? Uite cum ies. Din fier forjat, super. Din fier cruciuit. Ia uite ce menghi ai. Ia zi fratele meu. Frigerul? E grea? Lasă-le mă că sunt grele rău. Ba. Ce frumos, ai văzut ce frumos? Uite, vezi, prima oară sunt așa, după care le dă forma asta așa. Și le îndoaie. Ia uite, ia uite. Ce înseamnă să fierul cald, știi? Păi da. Bate fierul cât e cald. Da. Ce frumos se pune, se face piciorul. Așa mare? Dar asta de ce e? De aluminiu? Nu, e de fier, băi, ești nebun. Așa mare, mă? Stai, că avem una mare, rău. Ia uite. Băi, ești nebun? Da, de-aia, de munte. Băi, ești nebun, așa, că așa cal, mă? Ai șerifule, așa, așa, picior la cal? Da, mai mare. Băi, ești nebun? Mamă. Uite, de-aia, care stă de frumuseți. De ce? De. Păi ce, ce, asta e vidia? Da. Mă. N-are colț, vezi? Ia uite, bă, și asta e din ce? Tot din fier sau din... E turnată? Făcută de ei, bă. Făcută tot din fier. Da? Băi, atât de mare, mă, atât piciorul de cal. Mai mare. Mai mare era, nu? Mă. Hai, fraților, că vă arăt și cum se potrivește calul. Lui fratele Alex, lui inima mea. Și în pieptul ăla un pic așa. Frumoasă meserie, mie îmi place. Foarte bine. Dacă tata era potcovar, mă crezi că și eu făceam aceeași treabă, brother? Zău. Serios, serios. Vedeți că e frumos. Uite, acum cât e cald, îl modelează cum vrea. Bate fierul cât e cald. Ia zi. Da, mă. Auzi de mare. Da. Și a ajustat-o perfect. Uite să-i pui spune. Mă, o deschizi, îi faci toate formele. Adevărul că un fierar e ca un bijutier, este? Așa e. Ca un bijutier. Are fineța lui în mână. E foarte, foarte tare, bravo. Super. Respect pentru această superbă meserie, această superbă meserie. Chiar mă bucur că uite am filmat la fratele nostru aici. Ușor trebuie să se liniștească, da. Da. Bă, uite la picior. Așa, nu mă ridic mai sus. Și acum îi faci forma sau? Da. Așa trebuie să se... Ah, ca să vezi unde mai e, ca să-l îndrepti. Da. Ce tare, ce interesant. E bine? Te uite, vezi unde se arde acolo? Și acum mai dă un pic de... Miroase a păr ars. Așa e miroase unghia asta. Băi, fraților, ce frumos! Florin Fieraru de la Sohatu și băiatului. Sunt băieți de nota 10. Foarte bine, fraților. Apelați cu încredere că... Sunt meseriași de la Sohatul de Călăraș. Bine o să răcim asta. Ia zi, brodere. Îi dă energie când o răcești? Nu mai frige, băi. Păi da, uite, era bine să fi avut-o, dar și-o băgai în apă direct. Păi avea, dar nu. Am înțeles. O găletușă. Ține de el, Alex, ține și tu de... La 4 de aici. Uite, le lărgește găuri. Nu le-ai la pat? Nu, de ce? Lasă-mă așa, 7. Cum așa? 7. 4 pe parte și 3 pe parte. Da, ea are piciorul și micuț, vezi? Bă, cum l-a făcut? Avea cărăul ăla. Dar șanțul ăsta cum l-ai făcut?
Așa e fierul? Nu, ăsta nu. Ăsta. Nu, ăsta îl facem noi. Ah. Ca să se ascundă potcoava, să da. Se ascundă caiaua. Da. Caiaua fiind... Dar cum te știe și el. Hai. Da. Te vezi meseria, ți-ar fi plăcut, Alex? A, serios? Da. Să mor dacă nu mergi. E frumos, măi, e frumos, e o meserie frumos. Serios. Oh. Uite asta, măi, nu stă la potcovet. Ușor așa, ia zi, Alex, cum zicești tu, ăsta? Ăsta n-auzi. Fratele meu. Bă, ține tu de asta. Ce mai tras, e ca lumea trasă, așa. O țin așa, da. Hai, până la colț. La colț. Așa? Chiar că, uite, sunt o grămadă de brodări de pe canal care nu știe cum se prinde. Auzi ce zicea unul, că se prinde, da, potcoavele le prinzi cu șurub? Nu. Nu, nu, nu. Întrebau. Uite, atate, sunt niște cuie speciale, se numesc... E bine așa? Caiele. E, mă. Mamă, ia fii atent. Meștere. Ce frumos din... Ați văzut? Ia uite. S-a... Te-a îndoit direct, așa. Ia uite. Uite, când iese, ia uite. Bă, ești nebun. Te strec și ai, mă. Ai văzut, Alex? Direct. Da, da. Ce tare, la rotunjit direct. Stă, nu? Stă. Și uite că băiatul știe de atâta timp unde e nervul, unde e la, ca să nu-i dea nervă. Deci e un unghie. Uite, ați văzut pentru ce e șanțul ăla? S-a stupe ca aia. S-a stupe. Și fii atent, e forma făcută expres, ești nebun? Și pat pe aici, nu? Da. Și să vină la față. Foarte frumos. Mai cum e ales cu cauciucuri de vară? A, e de iarna astea. Iar. De vară e, nu-i, că n-are vidie. Se ajustează frumos așa, foarte frumos. Chiar îmi place că... Mai vii data de viitoare? Da cum? Păi nu... Vin din nou, facem aici la... Zise. La cine îți place să le potcovești? La Florin de la Sohatu și la băiatul lui Marius. La Florin și la Marius de la Sohatu, a? Eu nu știu Instagram, Marius. Mă, nu merg. Lasă-mă că ți-l trimite ție și mi-l spui tu. Bravo, mă bucur, foarte... Chiar îmi face plăcere să... Asist la... Dar uite, le tăia pe alea. Eu am crezut că le bați într-o parte, așa. Treci pe partea aia. Da, uite cum arată, vedeți? Da, e tare unghia asta la căluț, nu? La câte unii e moale, rămână, ia. Da? Și la ăia care au unghia moale, ce le faci? Nu le pui potcoave, nu? Ba da. Le bagă mai în carne. A, le pune mai așa, gata, 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 gata. Sigur. Da, sunt făcute să reziste... Până se tocesc sau până se rupe din unghie? Așa, nu... Ele depinde la ce folosești. A, depinde cum îl folosești. Da. Dacă îl iei prin pietre și prin astea, nu? Da. Am înțeles, am înțeles. Eu trebuie de curiozitate, că nu știu. Nu știu cât ține și... Meserie, mă, Alex, ai văzut? Ce frumos. De cât timp potcovești? De mic, nu? Da. Bravo, super. De la câți ani? Te dai seama, 10, 12 ani, eu știu. 10 ani. Care 6? La... Avem pe 7. Bravo, bravo, foarte bine, chiar mă bucur. Să lăsați în comentarii un comentariu ce vreți voi pentru Mariusica din Sohatu. Fieraru. Să lăsați un comentariu de laudă, că el o să intre, e abonat la mine. Și el o să intre să vă vadă comentariile voastre. Ho, ho, ho. Meserie frumoasă, bravo. Ho, ho. Ia zi ăsta, zi-mă cu mine, cum zic eu. Foarte frumos. Oh. Dar ce frumos l-a tras la lume, la bolboș. A uitat fratele, după al... Îl curăță ca să fie frumos. Să nu stai nicio de acolo. Foarte tare. Gata? Ia bagă zi prepărătă. Prita, vreau să vă... Așa, așa, așa. Tu ești de la nu? Trească familia ta. Să fii sănătoși. Băieții noștri! Să trească fratele nostru! Mare boier, mare mondial! Numărul 1 mondial pe tot județul! Să trăiască lumea aici la... Familia. La Sohatul, la... La Sohatul, la Florin! La Florin și la Marius! Ce mai șmecher mondial, ce mai bun fierar din lume! Cum stă putcoaf Alex? Nu vezi că și că e turnat.
Dar uite, fii atent, îi stă exact așa, uite, vezi? Direct, mamă, cum e acum fratele meu, ha? Super. Și uite pe spate, ia fii atent, chiar vreau să văd, uite, cum o să-i fac. Uite-te, bă, și tu, vii cu, uite, și pe față, doar pe față le avea? A, da. Păi atunci de-aia, mă, mai patina și mai alea, ha? Și pe față, pripă. Cum zice? Ia uite, vezi? Tocite și astea, vezi? Da. A, deci toate sunt cu... partea asta e mai groasă, așa. Da, mă, păi aia e crampoarea. Păi ia, să trăiască familia. Te-ai mai dă-te acolo și zi, ia, pe ăsta, ia. Pe ăsta l-auzi. Bă, ia uite, te ascultă, bă, aici, ia, prost. Ia. Pe ăsta am zis. Pe ăsta. Ia uite, bă, te ascultă calul cu aia, îți dă... Ia uite, potcoavă ruptă. Vine lumea cu potcoave, da. Care sunt fel și fel. Uite, vezi, din unghie, vezi? Ia uite, bă, ce frumos le face, bă. Mai ții minte că toată lumea, după potcoave, potcoava că-i poartă noroc foarte tare. Ia zi, fratele meu, îți place? Ești cu pieptul ăla, băi, să te vadă lumea, să nu zică lumea că ești... Zbiară pe menghii, dai-mi. Ia să-l vedem pe Mariusica pe zonă, cum curăță o potcoavă de la cap la coadă, brodorii mei. Dar ce să mai, mă, că e... Ce-i merge mâna, băi, ești nebun. Și gândiți-vă că are doar 16 ani. 16 ani ai, nu? Da. 16 ani, fiți atenți, ai văzut cum îi merge mâna, bravo. Lasă-l ușor, așa. Ia vorbește cu el, ia zi, ăsta. Bă, ce morci de Alex, bă, cum e... Ce inimă are în el. Toată lumea îl iubește pe ăsta. Toată țara îl iubește pe Alex. Ia uite cum arată potcoava, fraților, fiți atenți cum arată potcoava așa. Și să vedeți ce... Cum o face Mariusica, ce lux o face. Cum ți se pare că arată? E un pic terminată, hă? Deformată. Deformată, da. Dar n-ar trebui să meargă cineva, în general, fără potcoave. Ia țin eu. Nu? N-ar trebui, da. Pentru că se tot ce dacă scade poate... potcova când te uiți pe drum de la lemne acasă, ce faci? Nu, mă refer pe distanță mai așa, am înțeles. Da. Mă trebuie să schimbe potcova de acolo, de aia? Acum am. E să nu mai duci la să mă împlic. Dar ce frești? Sunt curat. Ce formă e de băiatul, brother. Abă, ăsta nu cred că mai a fost potcovit, e? N-am înțeles dacă... Dar a fost că are găuri, nu? Are mult. Păi are, dar... A stat mult pe graj ceva. Dacă a stat în graj... Sau dacă știe omul că îl dă, numai îl potcovește, nu? Da. Da, uite, să văd găuri, cred, nu? De ce mă cum o fac? Da, uite, să văd găurile, dar e... Da. Azi că fac eu ales un TikTok cu... o față cum e fi. Dar fii atent, din... Uite ce linie îi dă, drept. Cum dacă îi dă meserie? Dar nu știu, dar eu, mi se pare așa ciudat, știi? Mi se pare e un pic... Cum îi faci și lui o promovare pe Instagram? Mi se pare un pic așa... Da, mă, îți dă ție Instagram-ul dacă nu știe pe de rost Alex și îl pun eu în descriere, da, frate? Pune și Instagram-ul lui, că e al nostru. Da, mă. Păi, dar să-mi dai tu Instagram, la ei, la prieten? Nu știu, mă urmărești? Da, nu știu, că uite, nu... Uite-ai și ăsta să fie drept aici. Nu prea stau așa, cine știe. Ce vezi urmăritor dacă te puneți? Dar ce, să ia legătura cu el, nu? Dacă că sunt pe aici, pe la noi, care caută. Unde e de Călăraș? Sohatul de Călăraș. Că sunt o grămadă din zonă care nu... Sau... Ei se și deplasează cu mașina. Nu, brother? Da. Oh! Prin că dacă mă calci, te rup. Ce cizmeț ai luat de șalău? Vino mai. Oh! Am fost scumpă când am putut la tine. Da, să le iau pe o mechită, pe mine, că ăla nu e frică. Nici mie nu e frică. Ăla poate să țină calul. Mechică-l ține? Da. Ia dracu ăla, bă. Nu e frică. Da. Cât al dracu ar fi. Dacă ai știu când îi potcovești, știu. Se învață după un timp, nu? Știe că nu-i faci rău, gen. Da, așa are melicul el de face în picioare, până mor așa rămân. Cum adică? Ține așa e bine? Da, ține așa. Vedeți, și acum trebuie tăiat unghia, excesul ăla de unghie care... El crește în totdeauna unghia. Cum drept? Da. Mai ales la apă, nu mă? Și dacă nu se tocesc potcoavele și crește unghia, nu deranjează. Ba da. Ba da, trebuie să vii să-l faci. A, deci se face... Revizia trebuie făcută la... Da.
O dată la cât timp? O lună, două, depinde cum ești. Depinde ce faci cu el. A, depinde ce faci cu el, aha. Nu, dar dacă nu îl folosești așa ugen? Da. Ai, crește unghia trebuie. A, și ce faci? Îi dai potcoava jos și pui alta? Mai bine îi dai potcoava sau eu pui înapoi dacă e. Dacă nu-i tocită. Nu îi le mai pui înapoi, nu? Îi pui dacă... Dacă nu-i tocită. Da. Am înțeles. Dacă vrea omul, dacă nu... Îi dai potcoava jos, dacă, de exemplu, dacă nu-l folosești. Dacă aduc fier, e mai ieftin dacă îți dau fier? Sau? Păi cât e un fier? Cât e un fier de la mână? Un leu e un fier. Da? Da, ce ai, mă? Lasă-l să dea cu curul, n-aia că n-are rost să aduc. Aha, să stea într-o parte? Bine așa, șeful. Dacă mă calcă, mă rup pe piciorul, dragă. Hai bă, Alex, ia legătura și fetele cu el, poate să le facă unghiile, te pricepi și la... Da. Le faci cu model, cu de-ala. Da. Și la fete. Le pot, da-lea pot, coviți. La picioare, să vină la picioare să le facă potcoave. Și la mâini, nu e problemă. Să vină? Buzele. Să vină cărlange? Cărlange! Frumos, foarte frumos, îmi place, uite, e chiar... Asta e din oțel sau de fier? Asta e oțel, foie de alcă. Ce frumos l-a curățat și știe să-i dea din... Vezi, Alex, cum îi dea din ce formă? Mm-hmm. Așa, asta, inima asta o lași mai mare, nu? Asta nu, da. Nu mai iau. Am înțeles. Nu prea mai tai aia, ba da, taie, da. Ba da, mă taie, dar e cum o prinde. Cum să nu taie? Păi dacă e oțel, e foaie de ar, tu crezi că aia se tocește în unghia asta? Ha, n-a tot și niciuna până acum? Trebuie să mai tocesc după un timp, ca unghiera. Dar ați făcut-o voi sau? S-am făcut noi. Tu faci tu după formă. Ați încins-o prima oară sau? Da. A, și asta, păi cum vrei, bă, să o bați așa? Poate le-a dus-o la strung la ceva. Nu, mă, păi cum, ei lucrează cu... O faci după mână, după cum vrei. De ce frumos să curăți? Pe acolo de ce o curăți? De mizerie. A să fie totul ca lumea, nu? Frumos, frumos. Ține acolo? Eu întreb așa de curiozitate, că na, poate mai sunt o grămadă de prieteni care vor să știe și ei. Uite, unghia asta crește într-una. De ce? Nu mai da, băi! De ce mă să speri? Cum crește, da? Cum crește unghia? Ia zi, bă, de ce dai? Nu mai da, mă, frate! Hai, lasă-mă, că ce, dar doar la matins ești nebun. 6 milioane. Unde le-ai făcut? La 1, la București. Serios? Mhm. Păcate. Asta e de la roata de pe față, hă? De pe spate. Dă-te mai așa, Alex, să sare... Aia e de pe spate, da. Uite, se face prima oară la așa și uite acolo în... Vezi? Ia uite. Primează mai bine aici. Uite, frate. Primează și iPhone, pericol. Știi ce fac? Fac un TikTok puternic. Când îi face la piciorul pe spate și... Și-l pun pe TikTok, știi? E găvărița aia, mă? Uite cât e... Cât e asta de oțel, tot se face gaură acolo, a? Unde aici? Da. Așa a fost ea aici. A, deci nu, poți să bați în ea cât vrei, că nu se îndoaie. E oțel puternic, nu? Aici, la forma asta, e o îndoietură aici. Așa a fost. Așa e ca să nu fugă fierul când îl bați acolo, așa nu? A fost ea, da. Mă refer că dacă bați în el, trebuie să bați, cred că 500 de ani ca să se facă gura pe de-asta, nu? Da. Că nu e oțel puternic ăsta, e oțel tratat. De ăla din cale ferată, nu? Nu e asta, e turnată la fabrică. E la fabrică expre? Da. Mamă, și aia mică la fel, nu? Da. Nu, e un oțel care nu-l călit, tratat. Da, e. Știe cum să-l fac cu băieții. Mamă. Că așa de la bătaie, dacă i-ar fi fier, l-ar face zdrențe. Păi să-l faci așa pe ăsta, n-ai cum să... Cine să-l facă, frate? Da. Uite ce frumos, îl forjează cu motorașul ăsta, care bagă aer. Frumos, împinge aer aici. Eu l-am întrebat, e o gaură acolo, vedeți? Și l-am întrebat de ce gaură acolo, ca să tragă aer, de curiozitate. Că nu, și a spus, dacă ai un fier mai lung, să-l poți împinge până acolo ca să vină aici zona de încins. Și fiți atenți cum... Dar cărbunii țin mult la... Nu? Sau depinde, nu? Se tot se ard și ei după un timp. Da!
Mamă, ce câtă temperatură e acolo, frate. Auzi. Te meserie pe el, brother. Îți place ce repede lucrează ale? Dă-te mai așa să nu sară când te iei de alea. N-are. Băi, cum? Da, se curăță. Auzi, dar tu când faci semnul ăla, mai vezi semnul? Da. Da, îți intră în ăla. Și îți ții o minte. Da. Mă refeream că e încins, e roșu și se arde semnul ăla, dar îți intră în memorie, da. Și acum de ce o mai bagi? Acum să-i dau forma. Am înțeles, acum trebuie toată, da. S-o pasăim cu piciorul la cap. Bă, fraților, nu știu, ați observat din mână cum dă un pic stânga-dreapta, știe cum să pună, pac, pune cărbun peste, băi, de ce înseamnă mână de meseriaș. Deci e prima oară, ca să zic așa, când am fost la cineva care potcovește. Deci din moneda asta îți face un lănțișor, cum se spune. Deci asta e o meserie frumoasă și o meserie super... Ce să zic? La ora asta căutată, deoarece căluții... Dormeai la ora asta dacă nu te tărgeam. Cum? Dormeai. Dormeam la ora asta. La ora asta făcea fratele tău un anii. Un suc? Nu fratele meu, că nu vrea fratele tău suc, nu știi? Nu le are fratele tău cu asta. Cai o să fie întotdeauna. Ia uite, dar potcova aia ce cu ea? Ce frumoasă e. E de design, nu? Mhm. Mamă, uite alt model, vezi? Ia uite. Are niște găuri aici, ca să se scufunde... Oh. S-o pe toată ca să s-o îndrepte. Găvănească. Aha. A, tu dacă bați așa o mai poți întinde, nu? Da. Nu e prea mare. Auzi că e prea mare. Așa se pare și eu. Da, așa mi se pare și mie, dar ai văzut că o strânge și el știe cât să facă. Așa mi s-a părut și mie cealaltă. Să-i pui funia. Ia uite. Hei, cât părea de mare, uite ce frumos a strâns și a făcut-o. Ei, merge mâna lui Mariusica, foarte bine. Foarte bine. Mariusica din Sohatu, fierarul, brotherul. Apelați fraților cu încredere că ați văzut cum îi merge mâna. Ce să mai zic? Bravo! Respectul meu față de el, fără limit. Bravo! Ăsta, ia vorbește ales cu el. Vrei să te ajut? Da. Lasă-mă. Ușor. Uite, ai făcut. Să fii rapid. Da. Dar vezi cum a pus mâna, cum știe, îi vine direct. M-a trebuit strâns. Ce ai mai ești nebun? Tu mai trebuie. Lasă-mă, băiatul, că ți-l face perfect, mă, perfect. Ia uite, vezi? Și cum stă buza? Cum îl face frățiorul meu? Ia vorbește cu fratele tău. Mamă, că se calce buza chiar pe unde trebuie, broadele mei. Calcă? Mă trebuie puțin. Aoleu, grătar. Dar nu miroase urât, ca să înțelegeți, fraților. Miroase a... Da, miroase a păr. A păr... ai văzut cum părlești porcul. Exact, a... Da, drum. Da, uite, vezi, a făcut formă, băi. Foarte tare, fraților. Și nu, să nu credeți că îl doare, da? Să nu credeți că îl doare sau că... îl arde la picior, pentru că ai unghia, n-a ajuns la nerv, n-are cum, e departe, e foarte groasă. Acum îi desfundă găurile și gata, o bate. Ele sunt făcute dinainte, dar în timp ce o mai întinde, ați văzut? Caută pește ce sărea cu cărurile astea, înțelegi? Să mâncăm pește. La el acolo? Păi tu nu știi că ești unul, ai văzut? Ăla în mijlocul? A băgat pește acolo? Ei, băgat pește, dă-l.
Și hai să băgăm o scură. Și pe margine o băgăm, unul pe parte, unul pe parte. Și și pe parte. Îl dai așa și îl spiese pe partea la altă, se face imediat. La mașină uite acolo. Ce frumos a făcut-o, e fier forjat. Și dacă ar fi vreun oțel, dacă ar fi un oțel mai dur, și ăla se îl poți sau se face mai greu? Încins se face, nu că se decălește, nu? A. Cel mare. Da. Un oțel care e, dacă vrei să-l faci mai tare sau așa, o încinci și o bagi în ceva ca să o tratezi? În ulei, cumva? În ulei special, da. Sau în apă. Adică că să treacă de la temperatură încinsă puternică, brusc la rece. Și atunci se călește. Să nu te ardă. Mai trăiesc copiii. Mai ascultă. A băgat un apă. A răcit-o, da? Nu, mă, nu. Vă, ce frumos e. Cum ai și fratele meu? Are you ready for me? Ia soc, Iorghiom. Vrea să dea și camionul, vrea să dea tot. Și hamuri și tot. Și ăsta aici ca să... Ia cum arată caielele șerif. Ca să le vadă. Ce dacă tar. Nu fie acolo. Vedeți cum arată caielele, frățiorii mei? Așa sunt caielele, adică cuiele care se bat în... care intră în potcoavă, intră pe partea asta pe aici și ele se astupă acolo. Cum ar fi că fără niciun tatuaj pe mână, așa o ancoră de aia puternică? Nu. Nu-ți place, a? O ancoră de asta ca să... Cum îți place, na? Ia făcut și una acum, pe unde vă. Uitați ce frumoasă. Vezi, nu merge. E bine așa? Pune una și în partea asta. Bine așa? Pune una și în partea asta. Da, toată așa. Nu mă, nu. Cum mâna aia mă? Asta? Așa. Nu, el își pe asta. Nu, cam. Cum s-o poți crezi? Mi-l lași mie pe asta? Da. Mersi, uite, o să-l țin în mașină exact expre de... Oh, amintire. Oh, și el când iese pe partea aia altă, fraților, fiți atenți cum îi merge mâna. Pe partea răsucește vârful ăsta. Îl răsucește așa, pac. Ia să vă arăt aici, ia să vedeți. Potcoava. Acum o să fac eu un TikTok. Pe TikTok-ul meu și Ari Vlogger, o să fac un TikTok când îi pune de la cap la coadă pe piciorul din față. Uite, vedeți cum arată? Pune mâna în parte. După aia o taie. Bași 3 cu 3? Nu mai bag. Bă, dar tași mă din gură. A? Tot așa mea, bă. Bă, ce vorbești așa? Zici că ești doctor. Dacă mi-a făcut cadou, fratele Marusica, o caia, chiar o să o țin așa de... O ții până ruginești. O țin în mașină așa. Ați văd? Și când ies pe, când ies pe partea aia, ei se văd... Uite și vârful, exact. Ați văzut că l-a pilit aici, potcoava. A tăiat din unghie. Băi, uite cum a venit Alex aici, ia uite-mă. Dă-te așa să nu-ți bage vreun picior, dorme camera. Păi dacă de camera ți-e ție? Da. De tine. Nu de maxiarului, nu? Da, nu de mine, dă-te că-ți dărâmă camera. Ce faci, te despică în două. Păi nu mi-a dat ăla lui Dumnezeu un picior, un piept. Când era mai mult, eu mergeam cu... Am zis pe ăla. Mergeam așa cu mâna... În gârlă, mă, cel mai alt dracu cald, dacă îl bagi în gârlă... N-ar putea. De ce? Nu are putere. Îl oprește apa. N-are putere. Te lovește puțin, dar n-are putere. Eu am mers, am ținut mâna pe cal așa, uite așa. Uite așa eram. Băi, uite, și m-a luat din scurt. Când mi-a dat nici nu știu când a dat cu piciorul, că m-a aruncat în șanț. M-a aruncat acolo la Nicoleta. Oare bălana pe bălana, a? A. Și a dat cu rău și mușcă și dă și picioare. Și în gârlă, băi. Ai bun. A? Ai bun. Oia cu Meli care trage tare. În gârlă n-are cum să dea cu piciorul. Și a dat te cu piciorul, dar mușcă. M-a atins așa, nu. Alu Bălani? Dacă îi bai mă atâțe, mâncați și dacă nu te omoră pe loc, sare pe tine. A. N-are splină ea pe aia. N-are splină? S-a născut, da. Păi și cu ce o ajută splină? Fuge și cât fuge? Ce-a spus? Dacă n-ai splină, fuge până cad ea jos să moare. Da? Se oprește deloc. Păi și ce, se poate scoate splina la cai? Când da. Se naște atunci, păi dacă ești... Păi și uite, să n-are splina. Păi ce, nu mai obosești? Nu. No. Ăsta când avea 7 ani, a scos-o. Ca să poată să fugă tare. La faci din brize la splina. Păi nu sau n-are splina? Nu știam asta. Ia să-mi lăsați în comentarii ăștia care știți, brother, că sunt o grămadă de... Cine bun așa aia pe aia. L-a băgat pe ăla pe mașină, nu știu, ou! Ține de el, ou ăsta! Ia zi, Alex. Mordeu că... Tr-am zis, ce-mi place când vorbezi ăsta cu calul. Ia uite, urs are ce-l dau să pune, dă-i de garde, că-l tare tine. Ce frumos arată, băi, Alex. Îi dau drumul, băi!
Stai așa ca să-l... După aia fac un TikTok puternic pe față și le editez eu. Oh. Uite mă ce frumos. Acum decât cu ojă dai pe potcoave și gata. Ulei ars. De ce? Păi așa se... Da, am văzut că uite și pe ăla l-a dat cu ulei ars. Hai bă, păi și nu poți acasă să-l mai curesc cu perea de... Da, nu, că nu se murdărește tot timpul, este? Când e frumos afară, nu se murdărește. Tu dacă la bar. A, eu mă referam să-i... Băi, vezi că e... a curs un pic ulei, Alex. Să vin și eu. De la cutii. Ce e la verde? Ia zi, fratele meu, cum e spatele? Au, gata. Amă, cum ți se pare, mă, cu potcoavele? Poate îți dă două picioare, ești nebun? Cui, mă? Ție. Dar nu dă cu piciorul. Cum să dea cu piciorul, măi? La fratele Florin de la Sohatu, la Fieraru. Stăm la... Mamă, ce-i nenorocirea asta aici, frate? Nemernicule, trece aici. Da, cu iau și fug. Nu-i problemă. Hai că se vinde, las-o acolo. Ia să vedem frățiorul meu. Alex, socor Ghiom. Ce făcut la sub 2000 pește școlă? Mamă, ce bun e! Foarte bun! Hai, fratele Marius! Nu pot să mănânc, am mâncat mai... Dai cum zici tu! Hai să avem poftă, băieții mei! Și l-am tot ca familia ta! Băi, stai mai drept! Stai, fratele, cum îți arată brother-ul acolo! Bine așa! Vedeți cum o scoate? Uite, are o... o sculă specială, da! Ca să scoată... Dai mai înapoi așa! Ca să scoată potcoava veche, asta e potcoava veche. Uite că n-am știut, vezi? Chiar eram curios cum poate scoate... Uite unii trage pe asta, pune rupe unghii. N-ai cum trebuie să... Zăzăt, scoate caielele vechi, după care... Vedeți ce înseamnă... Mâna lui Marius, brother-ul. Exact așa arată vechile caiele. Deci așa arată una veche. Să vă arăt una nouă. Vedeți? Bineînțeles că se reglează. Ce mai mai spate? Ăsta e un pic aplicat, nu? Hai, lasă fratele meu. E calul lui omul aici? Care? A venit nea omul ăla cu calul? Da. Nu știu de ce. Nu știu nici cum mâna. Dacă-l cumpăr. Ce să cumperi? Calul. Păi da, ia. El e învățat așa. Cum arată, cum ți se pare că e potcoava asta? E mai bunică decât pe spate? Copita? Da. E tot la fel. Că... Copita, eu, da, în general copita, că potcoava e... Potcoava e fierul ăla. Fierul ăla, da. Ține-l, ține mai așa. Așa? Așa, și mâna asta o bagi aici. Așa. N-am mâncat. Așa, mă. Ce bine ți arată băiatul. Asta parcă e mai bună decât pe spate. E, dacă a pupă coavă, vezi? Da. N-are unghia ruptă, n-are. Da. Oricum și e bun la unghiu. Este. Ca și un om, dacă merge de sculț, e bătut. Dacă e, are încălțări, nu e. Da. După aia îi taie o buză și e buza aia care trebuie. E de altă planitate, adică e exact ce trebuie asta. O planează. După care îi face vârful. Ați văzut, vârful trebuie să fie teșit un pic. Acum să-mi lăsați în comentarii, v-am mai spus că sunt mulți care au cai, care se uită la mine, din foarte multe părți ale țării. Uite și ei s-a bătut un pic, nu? Da. Dar face rană când curge sânge, de curge normal. Sânge n-are cum să curgă dacă e bătut. Niciodată. A, nu. Dar ca să curgă trebuie să se înțepe în ceva, nu? Se poate înțepa? Da. Când îi dai cai audă, eu dai drept. Nu. Dacă se înțeapă în ciob, în ceva, se poate? Sau? Da, poate să curgă. E unghia groasă, dar... Hai că e destul de... Bă, tu ce telefon ai iPhone? Uite, și a făcut buza asta aici. Vezi? Capac. Da, capacul. Vine asta de aici. Uite asta de aici. S-a terminat. Vine așa? Ce părere aveți de brotherii mei? Spuneți-mi, lăsați-mi aici, lăsați un comentariu la Marius. Marius, te uiți pe YouTube, da? Da. Ia să te uiți. El o să se uite la comentariile voastre. Ascultă-mă! Și... Nu știu. Mâine sau poimine, că mai trebuie să pun ceva azi. O pun prima oară pe asta, cu partea când ne-am plimbat noi cu calul. Atunci am zis că venim să-l potcovim, da? După care asta e partea a doua.
Stă drumul? Nu ține acolo. Shari. Shari vloggers pe YouTube. Cum? Shari, Shari. Domnul i-a zis ce din sat. Shari S. GPS-ul de alea cu lemne. Uite, și acum mai curăță unghiuț. Vrăbiuța. Cum îi spune la? Maia. Dui drept așa unde poate că... Dar băi, te ia pe cineva, mă. Da, da. Acum oamenii, dacă vă nu zice, voi vrei eu la stânga, că ieși în cur. Și dacă spune la stânga, iar trebuia să facă dreapta. Uite ce bine râcăi acum, vezi? Să fie un pic conică partea asta. Ia să vedem cum îi dau eu în prim plan, așa. Ce cu mâna asta la altă? Nu, mă. Hai că mai e un pic, nu mai e mult. Vezi că să-l îndrept un pic. Acolo Alex poți să-l iei tu cu pila, nu? Unde e, nu? În plan, măi. În lateral. La furbata. Nu, dacă vrei să intri pe autostradă? A, direct pe județean. Nu mai bine, trebuie să sănătos. Da, mă, să faci, să trăiești. Hai, mă, dă-i drumul, să faci, 74. Salut, băieți! Salut, băieți! Hai, rog! E metru 7. Eu uite, îl punem acum pe 4x4 în picioare. E 3x3 acum. Da. I-am activat auto-inteligența. Ia spune, fratele meu, ești... Te doare un pic spatele? Da. Că stai un pic, a plecat fratele tău. Tu, da Mariusică. I-a dat drumul? Da, drumul. Ce mai faci acum, Mariusică? Acum să facem putpava. O forjezi? Da. Uite. Jarul e deja, e ușure la așa și că i-a zăzut, i-a dat drumul la forjă și bagă aer. Dacă ar fi fost oxigen, ar fi fost foarte... Încinge jarul brotherii mei. Băi, e foarte frumos aici, fraților. Deci, adică, nu știu, pe mine mă face să mă simt așa într-o zonă de-asta superbă. E foarte tare. E foarte tare. Deci am tot respectul față de băiețașul ăsta. Cum îi place să facă la 16 ani și el de la 10 ani face chestia asta. Foarte frumos. Ei lua măsură? Da. Deja dacă, cred că dacă faci una la a doua, deja ți intră în ochi. Și știi cum sunt toate, da. Așa se face. Bate fierul cât e cald. E destul de satisfăcător să te uiți, adică mie îmi place foarte mult când le aranjează de le bate. E chiar tare rău de tot. Deci acum pune și partea cealaltă. Ați văzut? Una e făcută. Ați văzut ce înseamnă să meargă una? Ultima potcoavă de pe față. Vede, și când o bag în gaura aia acolo, ați văzut, îi dă forma aia și după aia direct îl bate și pac. Deci, indiferent cum îl face, deși tot o face din... Ca să înțelegeți și voi ce frumos. Ați văzut? Deci indiferent cum o întoarce și cum o face din ochi, având ochiul format pentru așa ceva, îi iese absolut tot perfect. Ca să vedeți și voi. Am două colțe. Ce frumos lucrează băiatul. A, uite, pot coavă, băi! Hă?
Băi, ești prost? Asta ai făcut-o la mișto? Nu, ai făcut-o pentru cal. N-ai făcut-o doar așa de... Băi, ești nebun, a fost la cal? Dar ce cal era ăsta, frate? De aia mare de multe. Păi... Băi, ești nebun la cap? Păi e mai mare ca asta, ea. Asta ar fi cea mai mare sau ai mai avut și mai mare? A avut și mai mare. Băi, ești nebun. Oh my god. Așa pot cu Alex să trăiască familia ta. Era mai puternică la Alex, nu? Caldă la mare. Cât păi tragi? Cum, are piciorul mai de capul meu. De mare. Vai de capul care meu. Care a fost cel mai mare care l-ai văzut mare? Da, cred că avea 6 de cap, era de 3 ori. Ai făcut la probe de trage buștien de asta? Da, băi, am fost la frâne, am fost la... Este doar la zidurile, la frâne, la cumpărâne, la... Și la Ștefănești aici vine cu cai frumoși? Da. Auzi, da, vin... Merge, mă, și face și de asta, cum îi zice, unde să danseze cai sau să facă de asta așa? Sau e doar de... Am luat și-o pe Gigi. Să duci cu calul? Am pus un spectacol cu dansul. Păi pe unde eu te duci, mă, pe centură cu calul? Dacă aveam dubă, bă. A, dubă. Dar nu poți să mergi cu calul pe centură. Tu că la Ștefănești, bă, faci bine cu calul. Da, cum? Deja ai jucat cu el la copilul Bosic. Îl băgăm în Peugeot. Ce, mă, mă primea dacă mergea? Păi ce făceai? Ce făceai acolo? Merge, da, merge. La dansuri, la trăgătură, la ce voia el. Merge să filmăm? Mergem. Hai, da! Auzi, plecă dimineață. Păi nu știu dacă mă duc să-i treabă, dacă am treabă, nu plecă, înțeleg? Îi deschide, îi deschide mai mult, mai puțin, exact cum are nevoie, exact cum... Dacă o face pe prima, uite, a doua îi vine după ochi, direct. Deja... Te vedeți? Fiind pe o parte plană a Nicovalei, nu are cum să iasă greșit. De asta că mi se pare mie ciudat, care cunosc câteva chestii de-astea și... Da, păi, vouă care probabil mulți n-ați văzut. Vedeți aici, după formă, după ea fiind încă fierbinte, în funcție o strânge sau... O mai o deschide sau o închide în funcție de cum e nevoie. Oh. Să nu se ducă lângă cal. Wow! Ușor, ușor. Mai rău dat. Să liniștească. Băi. Și acum el o mai retușează după cum are nevoie. De exemplu, o parte care nu o atingea foarte bine, dar n-are cum, că e dreaptă, da? Exact cum stânga, dreapta, sus, jos, exact. Rectificarea o face, ați văzut? Fără computer, fără nimic, creierul face tot. Și meseria. V-am mai spus și eu mai repet, tot respectul meu față de băiețaș. Ai văzut, Alex? E ce trebuie, brotherii. Vezi? Ai văzut cum calcă direct pe toată... Mamă, mai trebuie un singur cauciuc. Mai trebuie cauciuc pe fața asta pe care îl facem acum și gata. A luat băiatul caiele și acum desface găurile. De ce? Data mică e aici. Micuță. Ai idee cât ar costa una de asta mică așa? Un Nicoval? Nicoval? Sau una mare? Nu știu de ce să zic, aha. Nu știu. De curios că eram așa. Ce e? O Nicovală, zic, cât costă una asta? 5-6 milioane? E mai mult. E mai mult, da. Milioane, da. De la lovituri și de la îndreptare, de la potrivire, s-au astupat. Și acum, cu bolți, le face din nou. Să poată intra căielele. Hai că am făcut și un vlog cu căluții. Să fie treaba. Eu n-am răbdare la asta. Da, știu. Păi trebuie să-și placă, mă. Dar ce-i face tu dacă ar fi? O faci pe calculator, o scoți la imprimantă? Și o pune pe piciorul la calculator. Să vezi cum e la... când faci, Alex, brățări și de-astea, fratele meu. Mamă, ia uite tractor acolo, brother-e. Băi! Ce părere ai de tractorul ăla? E cârjă? Prietenul meu ăsta. Rachetă.
gata, fraților, știi are... că a murit caul la negru, nu? Ăla alb. Da, m-am auzit. Nu, iată să mănânce. Ia taci, mă, Alex. Taci un pic să filmezi și aici, să aude ce zici. Bă, tu. Mă enervezi pe mine? Păi taci un pic. Ridică mai sus. Pune-mă mâna și în parte. Pune-mă, ține-l mașa și de una și de alta. Hai că e ultim. Iese și din din finețe aia. Păi să scoate să nu. Așa, așa. Bă, dar nu mai de loc. Ține-mă mâna acolo. Dacă nu mai am fost. Nu mai ai forță? M-am făcut la unchi. Cumpăram potcoave și bătează. Păi și cum, cu ce-i făcea unghia? Cu un clește, cu așa, nu? Cât de cât acolo? Tot așa, mă, de că cumpăram potcoavele, curățeam, la ardea, la... Păi și dacă era să o mai închide sau să deschidă potcoava? O deschidea. A. Cu nicovală de asta. Aha, aha, aha. Prima parte asta. Foarte frumos. Și acum mai are pe partea cealaltă. Da, e aceeași combinație. Hai, nu, că am vorbit cu el, că nu țin aici. E foarte ușor. Pac. Da. A, după aia le tai, ca să facem și noi un vlog frumos. După aia vreau să te văd cu el, cu Corsa, că eu am venit cu mașina, v-am arătat, am venit cu Alba și brother a venit cu... Dar n-avea cum. Bă, dar dacă îl punem în spatele la Peugeot, Alex? De și ce? A? Da. Calu? Da. Da, cum? Cum? Cine se ia de tine? Păi cine? Deși la mașina am mâncat bă și curea, bă. Aia, deci mergea ușor după mașină, bă. A, să meargă după mașină? Ce ai, mă, mă filmă ăștia și mă dădea pe, ia, la televizor. Ia, ce faci? Pe ce tu faci, că n-am înțeles. Că să-l aducem cu mașina, să-l legăm după mașină. Nu, mă, eu am zis să-l băgăm în mașină, mă, copoși. Nu știu, ce mă, să faci, ceva mare astea, dacă-l legi după mașină? Păi cum, poți să-ți dea amendă? Păi îți dă amendă, mă, păi e ca și cum chinui calul, nu știu. Poți să-ți dea amendă, dacă era pe timp, era altă treabă. Da, 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 n-ai cum să mergi cu calul. Public, blochezi o bandă. Sau să-l ții în spate, nu, nu se dă pot. În dubă n-ai treabă. Păi, dacă ai o dubă, a, să-l urci în microbuz? Da. A? În dubă, da. Da, 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 dacă-l bagi, mă, pe ce treabă are cu tine, cu ce faci tu? Așa, fraților, și acum e ca și nou. Ai avut calul? Altceva. Altceva, fraților, altceva. Mulți? Cum? Facem vlogul ăsta mai lung așa, dar e mai frumos, e interesant, da? Într-o primăvară de asta frumoasă așa. Foarte frumos. Ia uite. O primăvară frumoasă. Știți că sunt bolnav după primăvară, da? Mai e cineva care a venit cu calul. Tot așa la potcovit. Și acum o șlefuiește și am terminat. Ați văzut ce rapid e băiatul? Ba din contră că el lucrează, dar dacă ar fi să stea să... O fac cu o echipă, ia zi, Alex, vii aici cu brotherul nostru, Marius? Da. Gata. Gata, fratele meu. Dă-i și cu un pic de hau. Uite ce urât arată copita și ia să vezi când dau cu ulei, vezi? Da. Păi și noi și normal, mă. Dar acum o să facă gălăgie pe șosea mai ei. Da. Băi, calul ăsta nu-l mai da, mă, frate, mă. Ăsta n-auzi. Îmi place. Frumos, frate. Bă, știi ce îmi place de tine? Că tu ești bucuros când, la început, când păi și cu scooter și motocicleta și alea și ATV-ul și după aia, Doamne ferește. Te văzut? Cât e, cât e, cât e de mare? Care, mă? Lasă-l. Hai, noroc, unchiule. Ai venit să-i schimb potcoavele? Da. Mamă, ce frumos a făcut. Îl scoate, să-l scoată pe celălalt. La prietenul nostru, la Florin Fieraru, de la Sohatu. Da, da. La Florin Fieraru de la Sohatu. Așa. Și la băiatul lui Marius de la Sohatu. Cu drag să veniți la ei. La domnul Licurici. Mai zi o dată, la? La Licurici. La Licurici, așa te știe lumea. La Licurici. Pleacă unul, vine altul. Lume mulțumită, fraților. E, bravo. Nu e, bă, a fost primii, să vezi cum e vara. Și, da, 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 că sunt, sunt mai mulți. Și spre toamnă încolo când e să bată cu vidia. Da, 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 da. Altceva, uite, vezi? Foarte bine, treaba e... Și ați văzut cât de frumos lucrează băieții. Bravo! Puteți să veniți de unde
doriți din județul Călăraș, ia Lomița. Dacă nu, dați-i telefon, vorbiți cu băieții. Auzi, Nea Florine, îți pun numărul de telefon pentru cine vrea să te contacteze. Îl pun în descriere aici, în primul. Bine. Îmi dai numărul de telefon și ți-l pun aici. Și băieții se deplasează, vine cu mașina la voi acasă, da? Te auzi, la domiciliu, ca să știi și voi. Șarete, căruți, sănii, tot ce e nevoie. Te auzi, căruțe, șarete, tot ce e nevoie. Și vedeți că are, dacă are forjă, orice face, da, ca să înțelegeți. Topoare, tot ce ține de fier. Dar în general, cu căruța e forță. Ați văzut? Ce frumos. Să le iei la primare un pic, Marius? Mamă. Câți ani are unchiule? 5 ani. Ce frumos e. Mamă, ce coadă lungă are. Așa au toți? Scrie pe cap, scrie pe cap. Să nu fie de ochi, da. Nu de ochi, dar sigur că da. Alex, ai văzut ce coadă lungă are, frate? Până la pământ, ești nebun? Da. Băi, da, frumos e, băi. Ia uite-l cum e, ești nebun și că e gogoașă, ce frumos e. Pe spate, ce... Frumos foc. Și a fraților, și băieții se ocupă frumos. N-ai mă ce să zici. Bă, da. Dă cu picioarele? Nu, bagă-te la el. Nu dă? Ce frumos e. Nu îl de ochi. Nu. Vă salut, băieți. Gata, ne revedem, ne mai revedem, da? Vă pune numărul de telefon și luați legătura cu ei, fraților, în primul link de descriere. Nu îl sunați decât dacă aveți nevoie, cei care au nevoie. Sau dacă știți pe cineva care are cal și care e mai aiurea cu potcoavele să vină sau să se deplaseze, băieții se deplasează, vorbiți cu ei, da? Se deplasează și la domiciliu. La domiciliu. Gata, fratele meu. Ia să te văd, mă, Alex. A, băi! Alex, vrei să ne oprim la primărie pe asfalt? Ne oprim la primărie pe asfalt acolo? Da, la poliție, ca să vedem cum merge? Mă. Cum lucrează? Da. Ești cu pieptul ăla mare, așa, scoate pieptul ăla și ia. Unde? Pe unde? Te întorci aici? Ce vorbești, mă? Așa, frățiorii mei, e altă viață. Ia să vedem și pe asfalt. Ha, ce mi-a plăcut vlogul ăsta, ce m-a răcorit. Auzi, doar un pic dă din hăiți stânga-dreapta și ce frumos dansează. Bă, altceva, băi, ia uite-l. Mamă, ce frumos am făcut. Hai, fui și ne vedem la... Uite-l, mă. Mamă, ce dansează, băi. Doar un pic, așa. A, cum e coală în picioare, frate, cu Adidas și noi. Mamă, ce frumos. Tirule, ia zi, Ale. Ia să-l vedem pe brotherul nostru aici, pe asfalt. Cum lucrează căluțul. L-am potcovit, mă, brotherii mei, mă, că e viața mea, mă. Ia uite-l. Bă, că te-mi place de Alex, bă, ce viață are în el, bă, e viața noastră, mă. Ia zi, fratele meu, cum e? Ce frumos se aude, bă. Iețule! Haide! Bă, tu să nu fie de ochi, ce-mi place de el, bă, ești nebun. Hop! Hou! Hou! O, tată, hou! Lasă-l ușor, așa. Gata, fratele meu? Ne vedem în vlogurile următoare, e? Ne vedem data viitoare la un vlog. Hai că filmăm și noi zilele astea. Hai, fugi acasă și ne auzim, fratele meu. Hai. Hai să vedem o plecare de pe loc așa. Normal, așa. Haide, bă, dă-i. Ia-o pe partea aia, hai. Oh! Hai, ho, gata, fugi. Ia-l așa ușor, hai. Hai că te ascultă, am văzut. Pa. Băi, ești nebun la cap. Și merge așa, păcă. Ok, brotherii mei de aici din comuna Sohatu, vă salutăm și ne vedem în vlogurile următoare. Sunt cu Alba pe spate, o grămadă de filmat, fraților, fiți atenți aici, că urmează nenorocirea. Ați văzut cu Alex intergalacticul nostru, ce frumos ne-am distrat. The brotherii mei pe zonă. Și tot în descriere găsiți linkurile de la rețelele mele de socializare și bineînțeles de la PayPal și Revolut, acolo unde puteți să mă susțineți pentru viitoarele vloguri.